Bună ziua, dragi elevi ai clasei a 12-a. Mă numesc Iulia Baierle, sunt profesoară de chimie, grad didactic superior și vă chem împreună să pătrundem în tainele reacțiilor chimice în produceri și tema lecției de astăzi este viteza reacțiilor chimice. Cred că de multe ori te-ai întrebat de ce alimentele preparate sunt păstrate la rece în frigider? De ce pastilele se consumă la ore anumite și în anumite cantități? De ce laptele pentru un năcret este pus la călduț? Și de ce, pentru a proteja ferul de coroziune, este nevoie să-l prelucrăm cu anumite substanțe? Răspunsul la aceste întrebări ține de viteza reacțiilor chimice cu care au loc în jurul nostru. Vom explica astăzi noțiunile ce se referă la viteza reacțiilor chimice, vom argumenta influența diferitor factori asupra vitezei reacției chimice în sisteme reactante concrete. Termenii cheie: viteza de reacție, factorii ce influențează viteza de reacție, natura substanțelor, concentrația substanțelor, temperatura, presiunea, catalizatorul. Reacțiile chimice decurg fie în mediu omogen, când toate componentele sunt în aceeași stare de agregare, mărunțite până la molecule sau ion și repartizate uniform între ele. De exemplu, reacțiile în mediu gazos, sinteza amoniacului N2 gazos plus 3H2 gazos, se formează amoniac, substanță gazoasă, 2 mol, și reacțiile în soluții apoase, soluție de H-clor plus soluție de natriu-OH, se formează soluție de clorură de sodiu natriu-clor plus apă. Toate substanțele am notat mediul de agregare AQ, ceea ce înseamnă soluția apoasă. Și reacțiile pot să decurgă în mediul eterogen, când avem două sau mai multe componente separate între ele printr-o suprafață de contact. De exemplu, carbon solid poate să reacționeze cu bioxidul de carbon CO2 gazos să se formeze 2 mol de CO, substanță gazoasă, sau carbonatul de calciu solid, calcarul, poate să reacționeze cu 2 mol de acid clorhidric, soluție apoasă, se formează soluție de clorură de calciu, se degajă bioxid de carbon CO2 gazos și se formează apă lichidă. Dacă am analizat viteza reacțiilor, atunci am spune că viteza de reacție în mediu omogen se determină prin variația concentrației substanțelor molare, fie a substanțelor inițiale sau a produselor de reacție, într-o unitate de timp. Dacă îi să analizăm primul grafic, el este pentru substanțele inițiale. Concentrația lor în timp scade. De aceea vom spune că viteza reacției mediu omogen este minus C2 minus C1 pe T2 minus T1, deoarece C2 este mai mic ca C1 și ca să nu avem viteză cu semnul negativ, se pune semnul minus în față. Iar pentru produsul de reacție, concentrația substanțelor finale crește, de aceea noi viteza reacției va fi C2 minus C1 pe T2 minus T1. Sau am putea scrie ca o formă generală, viteza reacției este egală cu raportul dintre produsul diferenței concentrațiilor pe diferența de timp, sau delta C pe delta T. Factorii care influențează viteza reacțiilor chimice sunt natura substanțelor reactante. Și iată aici vom face un mic experiment. Pentru a studia dependența vitezei reacției de natura substanțelor, vom face reacția dintre acidul acetic și acidul clorhidric și în fiecare din eprobete vom adăuga câte o granulă, două de zinc. Deci adăugăm două granule de zinc în eprobeta cu acid clorhidric și adăugăm două granule de zinc metalic în eprobeta cu acid acetic. Așteptăm un timp. Vedem că reacția a și început, doar că în eprobeta cu acid clorhidric, viteza degajării hidrogenului, viteza degajării bulelor de gaz, este mai mare decât în eprobeta cu acidul acetic. Concluzie. Acidul clorhidric este un acid mai tare decât acidul acetic și de aceea viteza reacției are loc mai repede. Deci, zincul reacționează cu acidul clorhidric și cu acidul acetic. Dacă îi alcătuim ecuațiile ionice, pe ecuația ionică redusă rămâne aceeași. Zinc 0 plus 2 de H plus se formează zinc cu 2 de plus plus H2. Dar
Acidul clorhidric este un acid mai tare decât acidul acetic, de aceea viteza reacției în acidul clorhidric este mai mare ca viteza reacției în acidul acetic. Alt factor care influențează viteza reacției chimice este concentrația substanțelor reactante. Concentrația substanțelor reactante, deci s-a dovedit că viteza de reacție este direct proporțională cu numărul de ciocniri care se realizează între molecule. Și pentru a avea un număr de ciocniri mai mare între molecule, desigur e nevoie să avem și o concentrație mai mare. Alt factor care influențează viteza reacției chimice este presiunea, care influențează doar pentru substanțele gazoase. Cu cât e mai mare presiunea într-un vas, cu atât e mai mare și concentrația substanțelor gazoase și de asemenea va fi mai mare numărul de ciocniri între molecule necesare pentru a se produce reacția chimică și respectiv viteza reacției va fi mai mare. Alt factor este suprafața de contact. Și aici iarăși vom face un experiment. Acum vom studia cum influențează gradul de mărunțire a substanțelor asupra vitezei reacției. În două baloane conice avem soluție de acid clorhidric de aceeași concentrație. În una din ele vom adăuga o bucățică de carbonat de calciu sub formă de calcar, iar în altul vom adăuga aceeași cantitate de substanță de carbonat de calciu, doar că mărunțit. Vedem că în balonul în care carbonatul de calciu a fost mărunțit, viteza de reacție este mult mai mare decât în balonul unde bucățica de carbonat de calciu este mai mare. În cazul când carbonatul de calciu era mărunțit, deci viteza de reacție era mult mai mare decât în cazul când am luat o bucată mare de carbonat de calciu. Concluzie, cu cât suprafața de contact, gradul de mărunțire este mai mare, cu atât viteza reacției e mai mare. Alt factor care influențează viteza de reacție este temperatura. S-a dovedit că odată cu creșterea temperaturii, mobilitatea moleculelor crește, astfel mărindu-se numărul de ciocniri într-o unitate de timp. Respectiv, cu cât va fi mai mare temperatura, cu atât viteza de reacție va fi mai mare. Și această legitate a fost descoperită de către Van Hoff, care spune în legea sa că la creșterea temperaturii cu 10 grade, viteza de reacție chimică crește de 2-4 ori. V2 pe V1 este egal cu gamma la puterea T2 minus T1 pe 10, unde V2 este viteza la temperatura a doua, V1 viteza la temperatura întâi. Sau V2 este egal cu produsul dintre V1 și gamma la puterea T2 minus T1 pe 10. Gamma este coeficientul de temperatură care de obicei are valoarea cuprinsă de la 2 până la 4. Alt factor care mărește viteza reacției este prezența catalizatorului. Catalizatorul este substanța care schimbă viteza de reacție, dar nu se consumă în această reacție. Cataliza vom numi fenomenul de schimbare a vitezei de reacție sub acțiunea catalizatorului. În dependență de acțiunea catalizatorului pozitivă sau negativă, vom deosebi catalizator care mărește viteza de reacție și avem nevoie deseori ca unele reacții să aibă loc mult mai repede și avem de asemenea nevoie și de cataliza negativă atunci când avem nevoie să oprim unele reacții, de exemplu reacția de ruginire a fierului, am dorit cu toată lumea să oprim. Acest tip de cataliză se numește inhibiție, iar catalizatorului spunem inhibitor. El micșorează viteza de reacție. După starea de agregare a catalizatorului și reactanților, deosebim cataliză omogenă, când catalizatorul și reactanții se află în aceeași stare de agregare. Și aici putem să venim cu exemplu de oxidare a oxidului de sulf 4 cu oxigenul până la oxid de sulf 6 în prezența oxidului de azot. Toate substanțele se află în stare de agregare gazoasă și avem cataliză eterogenă, când catalizatorul și reactanții se află în stări diferite de agregare. Tot aceeași reacție de oxidare a oxidului de sulf 4 cu oxigenul în prezența oxidului de vanadiu, care este o substanță solidă. Ce am făcut azi la lecție? Am explicat noțiunile ce se referă la viteza reacțiilor chimice. Am analizat influența diferitor factori asupra vitezei reacției chimice în sisteme reactante concrete. Natura substanțelor reactante, concentrația substanțelor reactante, presiunea substanțelor gazoase, suprafața de contact sau gradul de mărunțire, temperatura și catalizatorul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.